Foarte bine. Vă invit acum să luați două guri de aer, să vă împrospătați respirația și să lăsați această stare să se adâncească și mai mult. Cu fiecare respirație, tot mai mult. Descoperiți până unde puteți adânci această stare de relaxare care va acopera întregul corp. Și delectați-vă cu ea. În timp ce vorbesc, respirația ta se modifică. Tensiunea ta se modifică. Mușchii tăi se relaxează. Cu ochii închiși, așezat într-o poziție confortabilă, relaxându-te tot mai mult cu fiecare respirație, în timp ce te detașezi de tot ce te înconjoară, bucură-te de starea de confort în care te afli. Cu cât te simți mai confortabil, cu atât vei intra într-o transă tot mai adânc. Inconștientul tău poate face tot ce dorește, dar conștientul tău nu va întreprinde nimic important. În timp ce te relaxezi tot mai mult, simți cum ritmul respirator se modifică, pulsul se modifică, tensiunea se modifică și ea, și fără să-ți dai seama, intri într-o stare de imobilitate specifică transei hipnotice. Acum nimic nu mai are importanță, cu excepția activității minții tale inconștiente. Această activitate poate fi orice dorești, mintea ta inconștientă. În starea aceasta de transă plăcută, confortabilă și eficientă, vei lăsa inconștientul tău să exploreze vasta magazie de date pe care le-a acumulat în timpul vieții. Ai multe cunoștințe pe care le-ai acumulat fără să știi. Multe din aceste cunoștințe care au fost importante pentru mintea ta conștientă au alunecat la nivel inconștient. Știi cu mult mai multe decât crezi că știi.
și te invit acum să construiești în plan mental o scenă în care să te simți așa cum ai dori, de fapt, să te simți. Imaginează-ți un loc special, plăcut, și trăiește în plan mental, amintindu-ți cât mai multe detalii din această scenă pe care o construiești acum și descoperă cum te simți. Simte-te exact așa cum ai dori de fapt să te simți în această scenă imaginară. Observă cu atenție dacă este zi sau noapte. Observă strălucirea soarelui sau dimpotrivă. Caută să simți densitatea întunericului. Caută să simți căldura sau răcoarea din jurul tău. Observă dacă ești singură sau te însoțește cineva. Privește cu ochii minții luminile, culorile și umbrele. Ascultă cu atenție sunetele sau, dimpotrivă, cufundă-te în tăcere. Bucură-te de liniște. Caută să simți poziția fiecărei părți a corpului tău sau mișcările acestora, textura hainelor cu care ești îmbrăcată. Caută să-ți percepi respirația. Te cufunzi cu totul în situație, în această scenă pe care o trăiești în mintea ta, și bucură-te din plin de ea, pentru că te simți exact așa cum dorești să te simți și trăiești exact așa cum dorești să trăiești. Respira adânc și relaxează-te și mai mult. Descoperă până unde poți adânci această stare de relaxare. Și delectează-te cu ea. Plimbă privirea interioară și relaxează toți mușchii corpului tău. Începând din creșterul capului, în
în jos până la vârfurile degetelor de la picioare. Mușchii tăi sunt acum complet relaxați. Și acum relaxează-ți și mintea în timp ce eu număr de la 5 la 1. Cu fiecare număr te vei relaxa tot mai mult și mental. 5 4 3 2 1 Ești complet relaxată. Mintea ta este complet relaxată, destinsă. Corpul tău este complet relaxat și te invit acum să-ți imaginezi cuvântul Alfa scris cu litere mari. Alfa. Te afli acum în starea Alfa a conștiinței. Mintea subconștientă este deschisă și nerăbdătoare să se supună sugestiilor tale pozitive. Binefăcătoare. Și te invit să intri și mai adânc în starea Alfa. Voi număra de la 10 la 1 și când ajung la 1, te vei afla într-o stare Alfa foarte profundă. 10 9 8 5 4 3 2 1 Acum te afli la un nivel foarte profund al stării Alfa. Ești profund relaxat, complet relaxat, ca într-un somn adânc și odihnitor. Și te simți foarte bine. Și te invit acum să rămâi curioasă în legătură cu ceea ce va urma. Gândește-te la o perioadă când erai fericită, când te simțeai bine, mulțumită, împăcată cu tine însăți. Sau amintește-ți acel loc special, acea scenă ideală în care te simțeai exact așa cum doreai să te simți și în care ai trăit exact așa cum îți dorești să trăiești. Vizualizează-ți reacțiile. Vezi zâmbetul larg de pe chipul tău. Observă cum reacționezi la sentimentul de
fericire. Auzi cum râzi. Simți o stare de căldură, de bine și furnicături prin corp. Bucură-te de acest sentiment, de aceste senzații. Prețuiește-le și păstrează-le. Radiezi fericire. Atunci când vei reveni la starea de veghe și de conștiință deplină, atunci când îți voi spune eu, vei aduce aceste sentimente de fericire cu tine, fiindcă ele îți aparțin. Le aduci cu tine pentru a le păstra, pentru a le folosi pentru binele tău suprem. Respira adânc și bucură-te de aceste sentimente de fericire. Menține această stare atâta timp cât îți dorești. Delectează-te cu ea. Și te invit acum, în timp ce continui să simți această stare de confort, de liniște, de bine interior, să-ți imaginezi că te afli într-un loc special, un loc care te umple de căldură. De liniște, de sentimentul confortului și al respectului față de tine însăți. Poți căuta între amintirile tale pentru a găsi acest loc. Sau poți să ți-l creezi tu însăți. Un loc care să fie așa cum ar fi dacă ar fi să comanzi totul special pentru tine însăți. Un loc în care să te simți exact așa cum dorești să te simți. Un loc în care să trăiești exact așa cum îți dorești cu adevărat să trăiești. Și concentrează-ți atenția asupra tuturor detaliilor acestui loc. Pentru a le putea simți cu toate simțurile, astfel încât să ai cât mai pregnant sentimentul că te afli acolo. Și uitându-te de jur împrejur, undeva aproape de tine, vei putea sesiza o potecuță care se pierde departe în zare,
Respira adânc și relaxează-te și mai mult. Și mai adânc relaxat. Liniște. Calm. Relaxare. Și atunci când ai descoperit această potecuță care se pierde departe în zare, pornește de-a lungul ei. Mergi pe această cărare, plimbându-te în voia ta, în ritmul tău. Până când, deodată, vei sesiza în depărtare o strălucire albăstruie, care încet se apropie de tine, fără a fi câtuși de puțin înfricoșătoare. Și pe măsură ce te apropii din ce în ce mai mult, realizezi că este vorba despre o ființă vie, poate o persoană pe care o cunoști, poate un animal prietenos, și te rog să observi cât mai bine această ființă, pentru a sesiza cât mai multe detalii legate de ea. Caută să-i determini sexul. Străduiește-te să-i vezi cât mai clar trăsăturile feței, părul, ochii, constituția. Caută să o vezi atât de clar cât este posibil. Iar când această ființă îți generează sentimente de căldură, de liniște și siguranță, poți să știi că te-ai întâlnit cu consilierul tău personal, cu ghidul tău interior. Și știind asta, întreabă-ți consilierul cum se numește și așteaptă răspunsul. Iar după ce l-ai primit, roagă-l să te ajute să rezolvi problema cu care te confrunți în această perioadă a vieții tale. Angajează-te mai departe într-o discuție cu consilierul tău. Discută cu el problemele, necazurile, supărările cu care te confrunți.
ca și când ai discuta cu un prieten foarte apropiat. Și adresează-i consilierului tău personal acele întrebări referitoare la persoana ta sau la problema ta. Pune-i acele întrebări la care dorești să afli răspunsul. Și concentrează-ți toată atenția asupra răspunsurilor pe care ți le dă. Răspunsurile pot fi formulate verbal. Pe parcursul discuției sau pot să apară sub forma unor gesturi simbolice. De exemplu, arătându-ți vreun un obiect sau punându-ți în față vreun lucru. Asigură-te că reții tot ce a spus consilierul tău personal sau tot ce ți-a arătat. Știind că dacă nu ai înțeles pentru moment tot ce ți-a spus, te vei putea gândi ulterior. Și vei putea găsi sensul, înțelesul profund al celor comunicate. Te las acum să discuți cu consilierul tău personal. Și atunci când ai primit răspunsuri la întrebările care te frământau, îmi vei putea comunica și mie acest lucru prin ridicarea ușoară a acelui deget arătător. Foarte bine. Respira adânc și relaxează-te. E bine. Ai aflat acum răspunsuri la întrebările care te frământau.
Iar acum, mulțumește-i consilierului tău pentru răspunsurile date. Și înțelege-te cu el cum vei putea intra din nou în legătură pentru a putea discuta din nou cu el pentru a-i putea solicita și în alte dăți răspunsuri la întrebări la care dorești să primești răspunsuri competente. Iar atunci când te-ai înțeles cu el, cum vă veți întâlni din nou, i-ați rămas bun de la consilierul tău și mulțumește încă o dată. Respira adânc și relaxează-te și mai mult. Bucură-te de aceste senzații minunate și relaxante. Data viitoare, când vei intra în transă, vei intra de 10 ori mai rapid, de 10 ori mai adânc și te vei simți de 10 ori mai bine. Și zi după zi te vei simți tot mai bine din toate punctele de vedere. Inconștientul tău va continua să lucreze pentru tine oră de oră, zi după zi, noapte de noapte, lună după lună, an după an, va continua să lucreze pentru tine toată viața ta și va rezolva chiar și probleme despre care noi nu am discutat. Foarte bine, în ritmul propriu, fără a te grăbi, când ești pregătită, te poți întoarce aici și acum, simțindu-te relaxată și în același timp energizată, sănătoasă la minte și la trup, în control peste senzațiile tale, cu bucuria de a trăi și cu zâmbetul pe buze, simțindu-vă absolut minunat și fiind foarte bine dispusă.